Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum puteți vedea și în titlu, am să vă prezint produsele mele terminate în lunile iulie, august și septembrie. Și nu vedeți greșit, pur și simplu acum am timpul necesar pentru a filma acest clip. Am zis că este neapărat nevoie să filmez clipul astăzi pentru că s-au adunat foarte, foarte multe produse și vreau categoric să arunc și să reciclez recipientele lor goale. Sper din suflet să nu existe întreruperi pe parcursul acestui clip și de aceea poate voi spune mai puține lucruri despre fiecare produs în parte, tocmai pentru a putea finaliza, să zic așa, clipul într-o singură parte. Și da, îmi cer scuze pentru că vi-l prezint atât de târziu, dar asta este, nu mi-a permis timpul și mă bucur că reușesc să-l filmez și acum. Bun, ca de obicei eu le-am aranjat pe categorie, nu știu, mie așa îmi place să vi le prezint. Haideți să-i dăm drumul. Pentru început am terminat aceste tablete Somat pentru mașina de spălat vase. Au fost 60 de capsule, mă rog, tablete. Sunt de la Somat, varianta clasică. Sunt bune, chiar sunt bune. Le recumpărăm în mod regulat. În momentan le avem pe cele de la Finish, dar da, le mai alternăm. Per total sunt destul de mulțumită de ele. Apoi de la Lidl am luat această sare, tot pentru mașina de spălat vase, de la W5. Este o sare așa mare, grunjoasă, exact cum arată aici pe imagine, care se introduce într-un anumit orificiu de la mașina de spălat vase pentru a nu depune calcar și toate cele, un fel de calgon al mașinii de spălat vase. Acesta nu știu să vă spun cât a fost, dar a fost destul de ieftin și dintr-o astfel de cutie îmi ajunge aproximativ pe un an de zile, plus sau minus. Cam jumătate din cutie o introduc o dată, iar mai apoi când mă atenționează butonul că necesită reumplerea orificiului respectiv, introduc jumătatea cealaltă și să știți că ține destul de mult. De această dată avem de la W5, foarte bună de altfel. Trecem la mașina de spălat haine și am aici să vă arăt o cutie din aceasta de calgon. Este varianta clasică, 3-in-1, anticalcar, stop murdăriei și mirosurilor neplăcute. Spun că ar fi valabilă la 10 spălări, dar sinceră să fiu, eu pe mine mă ajunge undeva la 15-18 spălări. Așa am observat. Apoi de obicei pe acestea nu le păstrez, dar pentru că au fost așa în ultimă fază, am să vă arăt aici și un ambalaj al detergentului de rufe Persil. A avut 2 kg și este o variantă care nouă ne place foarte mult. A spălat bine hainele și a lăsat o aromă foarte plăcută pe ele, Active Clean Plus, Active Fresh, chiar se simte foarte plăcut și, cum am spus, curăță hainele foarte bine. Se poate folosi între 20 de grade și 95, eu de obicei spăl la 30 și 50 de grade, depinde de ce rufe spăl în momentul acela. Lenjeria intimă sau lenjeria de pat o spăl la 50 de grade, iar hăinuțele care nu sunt atât de murdare la 30 de grade. Bun. Mai departe am să vă arăt aici două recipiente din acestea de balsam de rufe de la Lenor. Sunt aceeași variantă, doar că văd că au ambalajul ușor diferit, Spring Awaken, adică prospețimea de primăvară. Un astfel de recipient a avut 1 litru 625 ml. Da, și spun ei că ar fi valabil la 65 de spălări. Ei bine, dacă calgonul mă ține la mai multe spălări, acestea categoric nu mă țin la 65 de spălări, pentru că eu pun câte un capac din acesta. Efectiv, umplu capacul respectiv și îl pun în sertarul acela dedicat mașinii de spălat
balsamului pentru rufe. Oricum stau și socotesc. Nu sunt în 1 litru și 625 de mililitri, nu sunt 65 de căpăcele. Acum nu știu, dar are un miros foarte plăcut și mereu le recumpărăm. Tot ca și balsam de rufe, am terminat și acest Cocolino, care a avut gramaj mai puțin, 1 litru și 450 de mililitri. Aici ne spun și aproximativ, orientativ, la câte kilograme de rufe, aproximativ câți mililitri trebuie să punem în acest căpăcel, dar, sincer să fiu, eu nu am respectat. Eu umplu partea aceasta, după cum am spus, plină și astfel de, un astfel de căpăcel pun la o fiecare spălare. Acesta a fost cu Snap Dragon, nu știu să vă spun ce este, și Patchouli. Snap Dragon, chiar nu rețin. Mai spun aici că ar avea note de lămâie, peonie și patchouli. Mi-a plăcut, a mirosit tare bine, mi-a plăcut și ambalajul, că este foarte pinky, după cum știți eu ador rozul, este așa un contrast frumos între pinkul acesta și turcoazul acesta vernil. Cu siguranță o să-l recumpărăm. Mai apoi am să vă arăt aici ultimele, pentru că s-au terminat aceste perluțe, care cred că le-ați mai văzut la mine pe la începutul clipurilor cu produse terminate. V-am spus că eu le am din Belgia, de la tatăl meu, și sunt ceva fantastic. Știu că sunt și la noi în țară, dar de la altă firmă și la niște prețuri foarte piperate din punctul meu de vedere. A avut așa granule micuțe, 275 de grame. Aici erau granulele, foarte drăguțe, și puneam, când nu puneam detergent, balsam din acela lichid, umpleam căpăcelul acesta de granule și îl puneam în interiorul cuvei, deci odată cu hainele. Foarte, foarte drăguțe. Am avut varianta aceasta Morning Energy 2 și varianta care mi-a plăcut cel mai mult, aceasta Floral Burst, tot așa 16 spălări, spun ei, tot 275 de grame. Varianta aceasta a fost ceva de vis. Ele sunt de la Freshness Endless Scent. Nu știu dacă la noi se găsesc, eu nu le-am văzut. Dacă cumva știți prin ce magazine, supermarketuri s-ar găsi, v-aș fi recunoscătoare să îmi lăsați un comentariu. Mergem mai departe la capitolul săpunuri și am să vă arăt foarte, foarte multe, pentru că, da, am terminat foarte multe. Pentru început am acesta de la Oriflame, Helping Hand Soap Bar, cel în formă de mânuță. Era oarecum dedicat copiilor, dar nu mă deranjează acest aspect. A avut 75 de mililitri, de grame, doamne, da. Și era într-o formă tare drăguță, în formă de mânuță. A curățat bine, a hidratat mâinile, nu le-a uscat. Un miros foarte plăcut. Mai am câteva bucăți pe stoc, cu siguranță îl veți mai vedea la mine. Tot de la Oriflame am terminat și acest săpunel cu fructe de pădure din gama Love Nature, Frost Berries Delight. A mirosit genial. A fructe roșii, a fructe de pădure, foarte, foarte plăcut. La fel, 75 de grame. Și nu mai spun că de fiecare dată când deschid un săpunel de la Oriflame și îl pun în suportul acela pentru săpun, în baia mea miroase exact a săpunul respectiv. Miros care care persistă pe parcursul a mai multor zile. Deci, este genial. Toate săpunurile de la Oriflame sunt cu glicerină, deci totodată și hidratează pielea mâinilor, nu doar că o curăță și lasă o aromă plăcută, dar o și ajută să nu se usuce, mai ales acum că suntem în sezonul rece. Tot de la Oriflame, un săpun din gama Discover, Costa Rican Explorer,
Acesta a avut 90 de grame și miroase exact a tropical, a fructe, flori tropicale. Te duce cu gândul la o vacanță din aceea exotică, foarte tropicală, foarte, foarte plăcut și el. Nu se mai găsește, din păcate, în catalog, dar mi-a plăcut tare mult. Am și la el câteva bucăți, deci probabil îl veți mai vedea. De la Avon, din gama Care, am terminat acest săpunel Skin Defense. El este un săpun dedicat pentru ten și pentru corp. Trebuie să recunosc, nu l-am folosit pe ten nici măcar o singură dată, l-am folosit pe mâini și a avut o aromă atât de plăcută, nu știu, aș îndrăzni să spun ușor lăptoasă. Mi-a plăcut enorm de mult, a avut 90 de grame, din păcate nu se mai găsește în catalog. La fel am stoc pentru el de câteva bucăți și tare, tare îmi place, păcat că nu se mai găsește. Apoi am terminat și două săpunele din acestea de la Spring Pharma. Dacă mă urmăriți, cu siguranță știți că pe parcursul acestor luni am plasat mai multe comenzi la Spring Pharma și am primit de fiecare dată câte un astfel de săpunel cadou. Este un săpun cu extract de lavandă care miroase extraordinar de bine. La fel, din nou, toată baia mea a fost inundată de aroma aceasta minunată. Este tot așa cu glicerină, miroase foarte bine, hidratează pielea și curăță foarte, foarte bine. Are tot așa 90 de grame. Nu știu dacă aceste săpunele se găsesc la vânzare, pentru că mi-ar plăcea să achiziționez câteva în momentul în care voi mai plasa comanda pe Spring Pharma, dar până atunci tind să le mulțumesc pentru că mi le-au trimis și m-am putut bucura de ele. Și un ultim săpun solid, mama a deschis ambalajul așa, este de la Sien, cu lapte și miere. Pe acesta l-am primit de la socrul meu, a mirosit tare, tare bine, a avut și un ambalaj super drăguț, a fost destul de mare, 150 de grame, este de la Lidl, însă, cum am spus, eu l-am primit de la socrul meu. Mi-a plăcut foarte mult. A hidratat mâinile, le-a curățat și a avut o aromă tare, tare plăcută. Mergem mai departe la săpunurile lichide. Am terminat de la Dermomed acest săpun lichid cu orhidee și acid hialuronic. A costat 14 lei și a avut un litru. Chiar dacă este aroma cu orhidee, să știți că nu se simțea parfum de orhidee, ci imită oarecum, are esența aceea parfumului Alien. Deci dacă vă interesează un săpun care să miroase a parfumul Alien, vă recomand Dermomed, varianta aceasta cu orhidee. Plus că vine cu pompiță și miroase foarte bine, curăță pielea, nu am ce să reproșez. Am terminat un gel de duș, dar voi fi sinceră, tot așa mama l-a pus la baie, ea a crezut că este săpun lichid, pentru că, da, ambalajele sunt la fel, doar diferă inscripția. Însă a fost un gel de duș, noi l-am folosit pe post de săpun de mâini. Asta este cu aloe vera, nu l-am folosit nici măcar o dată ca și gel de duș, deci nu știu, din păcate, să vă spun dar ce efecte ar fi avut, dar pe pielea mâinilor le-a hidratat, le-a curățat, a lăsat un miros ușor fresh, aș putea să zic. Acesta a fost 16 lei, la fel 1000 de mililitri și îl vedeți așa albastru, dar el era transparent, așa gelatinos. Vă explic de la ce e albastru. De la acest săpun lichid, de la Toji, pe care tot așa mama mea l-a cumpărat de la PPT, miroase foarte, foarte bine. Deci are un miros fantastic acest săpun. Ador mirosul lui.
nu știu să vă zic cât a costat, până în 4 lei maxim, a avut 500 de mililitri, doar că, uitați-vă, ambalajul este foarte, foarte moale, așa, efectiv, când apeși, pompița asta se tocea tot și, la un moment dat, s-a blocat această pompiță, deci nu se mai putea folosi, o apăsai și rămânea apăsat în jos. Trebuia să o ridici tot timpul așa. A devenit destul de obositor de folosit. Așadar, am mutat aici cât a rămas. Mai trebuia probabil scurs acesta, dar nu ne-a mai chinuit. Deci, ca și miros, ne-a plăcut extraordinar de mult. Și ca și curățire, dar tinde să usuce destul de mult mâinile. Probabil formula este altfel gândită, dar pentru prețul pe care l-a avut, merită doar datorită aromei. Este o aromă foarte, foarte plăcută. Ei spun parfumuri exotice. Nu aș merge spre parfumurile exotice. Este, nu știu să vă exprim mirosul, dar este un miros magic, în sensul de, chiar nu știu să vă zic exact, nu știu să vă descriu, dar un miros foarte, foarte plăcut. Deci, de aceea vedeți acest căpăcel albastru, pentru că, da, am mutat. Mergem mai departe, numai o secundă să le iau, pentru că eu mi-am umplut aici întreaga masă, la capitolul șervețele cosmetice. Am terminat de la Lidl, de la Floralis, toate sunt de la Floralis. Un pachet din acesta cu două straturi, 200 de bucăți, 2 și 3. Toate trei sunt așa, cu două straturi, 200 de bucăți. Ne plac foarte mult, le folosim pe post de orice. Chiar sunt foarte practice și foarte bune. Mai departe, să le aduc puțin mai așa lângă mine, la capitolul absorbante zilnice, eu folosesc foarte multe, îmi place mereu să-mi simt zona intimă cât mai fresh, cât mai curată, deci să nu vă mire câte am terminat în aceste 3 luni, pentru că eu am zile când schimb și 3-4 astfel de protej slip-uri, cum le spun eu. Deci da, am pentru început de la Libres, acestea Daily's Classic Protection, au fost 50 de bucăți regular liners. Mi-au plăcut și nu prea, pentru că erau ușor plasticoase, să zic așa, și nu se lipeau foarte bine de lenjerie intimă. Deci, pe acestea le-am luat de la Kaufland, nu știu dacă neapărat le voi recumpăra. Apoi altele care îmi plac foarte mult și mereu le vedeți la mine sunt de la Bella, varianta Herbs Panty, 60 de bucăți, sunt varianta aceasta clasică, normală, dar care se poate modela după lenjeria intimă. Deci puteți vedea că poate fi folosită pe mai multe tipuri de lenjerie intimă, îmi plac foarte mult, chiar sunt unele dintre preferatele mele, sunt cu aromă foarte fresh, aproape insesizabilă, ei spun Deo Fresh, îmi plac, le iubesc și mereu le voi recumpăra. Tot de la Bella, Herbs Panty, din nou 60 de bucăți, varianta normală, dar acestea nu sunt parfumate absolut deloc, deci dacă vreți ceva simplu, care să nu conțină nici urmă de parfum, vi le recomand cu tot dragul pe acestea. Sunt foarte, foarte bune. V-am spus, eu mă împac foarte bine cu ele. Și cu altele cu care mă împac foarte bine sunt acestea de la Lidl, din gama, categoria Siempre, Daily Liners Classic, fără parfum, varianta normală. Sunt foarte, foarte bune. Sunt 60 de bucăți, am terminat 2 astfel de cutii, vi le recomand cu tot dragul. Chiar sunt foarte, foarte bune. Bun, mergem mai departe pentru treaba aceea mai serioasă, lunară. Dacă celelalte au fost zilnice, vă arăt absorbantele mele preferate pe care le recumpăr de fiecare dată. Am terminat aici
de la Always 3 pachetele din acestea cu varianta 2, super, doar că sunt în ambalaje diferite. Ei își mai schimbă ambalajele în funcție și de magazinele pe care, în care le-am găsit, dar ambele, toate trei sunt varianta 2, super, sunt acelea mai grosuțe, sinceră să fiu, eu v-am spus și vă spun de fiecare dată, în primele două, maxim 3 zile, folosesc astfel de absorbante pentru că fluxul este clar mai abundent. Și atunci mă simt mult mai protejată și nu trebuie să le schimb chiar atât de des, pentru că, da, fiind fluxul mai abundent, clar se umple mai repede, ca să zic așa. Dar acestea sunt ușor mai grosuțe și mie personal îmi oferă un confort și fizic, dar și psihic, să nu stau mereu cu frica acum mă pătez sau acum s-a umplut sau ceva de genul. Deci eu pe acestea le folosesc în primele maxim 2-3 zile, maxim 3 zile. Iar mai apoi le folosesc pe acestea, care sunt numărul 1, varianta normal. Celelalte, am uitat să vă spun, sunt 9 bucăți, dar cred că s-a văzut, sunt 9 bucăți. Pentru că, da, sunt mai grosuțe, iar acestea sunt 18, am pachetul dublu, pentru că sunt mai subțiri, sunt cele clasice, normale. Bun, la capitolul șervețele umede, am terminat doar acest pachet de la Pampers Fresh Clean. Au fost 52 de bucăți, au fost super, mega, hiper, ultra îmbibate în produs. Eu pe acestea le-am primit de la socrul meu, a adus mai multe șervețele, șervețele intime, șervețele umede și na, el nu a ținut cont de faptul că este din gama Pampers, care sunt oarecum dedicate copiilor. Noi le-am folosit pentru a ne șterge pe mâini sau pentru alte chestii, nici de cum pentru ce sunt ele dedicate, vă dați seama. Am terminat și acest set, să zic așa, de 10 bicuri pentru ras. Pe acestea le-am luat de la Penny, nu știu să vă zic, au fost între 9 și 13 lei, chiar nu mai rețin deoarece le-am de ceva timp. Au fost 10 bucăți, sinceră să fiu, nu prea mi-au plăcut, pentru că sunt foarte basic, foarte simple, pot să zic că zgâriau ușor pielea. Eu le-am folosit pe picioare, doar pe picioare și nu știu să vă explic, parcă agăța așa cumva pielea, dar nici nu mă mir pentru banii pe care i-am dat pe ele, cu siguranță pe acestea nu le voi recumpăra. Le-am cumpărat de curiozitate, m-am gândit atunci, chiar îmi pare rău că nu rețin cât au costat, oricum cel mai ieftin au fost 9 lei și cel mai scump au fost 13 lei. Cu siguranță n-au fost nici mai ieftine de atât, nici mai scumpe de atât. Și m-am gândit atunci la raion, zic să le iau, parcă mi-a dat cu virgulă, zic totuși 10 bucăți pentru prețul acesta, dar am zis poate e un produs ieftin și bun, haide să-l încerc. Sunt de la Today, cred că am spus. Cu siguranță nu le voi mai recumpăra. Am terminat și aceste lumânări parfumate. Pe acestea le-am luat de la Kaufland, au fost 30 de bucăți, au fost așa ușor galbene, verzui, ceva de genul, cu aromă de lime. Au fost destul de parfumate, să știți, mi-a plăcut, aproximativ durata de ardere a fost la 3-4 ore, au fost 30 de bucăți, după cum am zis, și da, au fost ok. Le-am luat pentru că mie îmi place să mai aprind așa în casă. Bun, și acum trecem mai departe, dar să nu vă speriați. Nu știu cum reușesc, nu știu care e treaba. Nu știu, am o problemă, tind să cred că am o problemă cu bețișoarele cosmetice. Fraților, termin foarte, foarte multe astfel de produse. În 3 luni am terminat, cred că, mii de bețișoare cosmetice. Le folosim pentru curățatul urechilor, deși nu prea este recomandat. Eu le folosesc pentru make-up,
pentru zona linerului, codița aceea, știți, pentru conturul buzelor, deci te miri pentru ce chestiuțe, așadar termin foarte, foarte multe, să nu vă speriați. Am aici pachetul de 800 de bucăți, pe acestea le-am luat de la Jumbo din Oradea, sunt foarte bune, vin așa în pachetel, în pachetele individuale, ca să zic așa, nu mai știu câte pachetele sunt, dar sunt foarte bune, în total sunt 800 de bucăți, vi le recomand cu tot dragul. Bățul propriu zis este din bambus, deci nu sunt din acelea de carton care se îndoaie și știți poveștile cu ele. Sunt foarte bune, au fost și doar 10 lei pentru 800 de bucăți. Le recomand din suflet. Mai departe, că le-am pus așa pe categorie un pic, avem aici de la Clinique Pure Effect 200 plus 100 de bucăți gratuit. Acestea au fost din acelea biodegradabile, adică mânerul era din carton. Să știți că nu prea mă încântă acestea pentru că este un carton care se, un carton presat care se îndoaie și pe mine personal nu mă prea ajută treaba asta, dar așa au fost. De la Ola, 200 de bucăți cu doar 5 lei. Au fost bunișoare, nu pot să zic acum, vai Doamne, cum au fost. De la Oti, tot așa, 200 de bucăți și acestea au fost din bambus și foarte, foarte bune. Vi le recomand. Sunt bețișoare biodegradabile pentru urechi, spun ei, dar se pot folosi pentru cu totul și cu totul altceva. Și am de la Sien, pentru că v-am spus că eu fac stoc în momentul în care găsesc produse care mie îmi plac foarte mult. Este în ambalajul vechi, pentru că ulterior de ceva timp s-a schimbat ambalajul. Sunt 200 de bucăți. Sunt din acelea cu băți de hârtie, dar să știți că hârtia aceasta este mai rezistentă decât cele arătate anterior, deci nu se îndoaie atât de repede și costă undeva la 2 lei, 53 lei aproximativ. Din acestea am terminat mai multe. Vă arăt aici odată așa 3. Cu încă 3, sunt 6. Și încă 2, doar că în ambalajele acestea noi. Tot așa, sunt 200 de bucăți de la Sien. Vine așa, sunt mai ecologice decât cele din plastic. Deci, socotiți în total câte bețișoare cosmetice am reușit să termin în decursul acestor 3 luni. Foarte multe, foarte multe. Mergem mai departe la categoria produse pentru îngrijirea corpului. Și aici am să vă arăt niște deodorante pe care le-am terminat. Voi începe cu acesta de la Avon, care nu se mai găsește în catalog. On Duty Woman Light Bloom. A avut 50 de mililitri. A mirosit floral. Foarte plăcut. Protecție 24 de ore. Mi-a plăcut foarte mult. Tot de la Avon am terminat și acest deodorant de la Yves Privé. Mie îmi place să-i zic Yves Prive, cred că știți. La fel, 50 de mililitri, nu sunt testate pe animale, miroase exact ca și parfumul în sine. Foarte bune, te protejează, îți lasă o aromă plăcută și nu irită zona de la sub braț. Apoi o altă iubire de-a mea, Faraway de la Avon, la fel, 50 de mililitri. Foarte, foarte bune aceste deorolonuri. Vi le recomand cu tot dragul, fiecare miroase aferent parfumului, cu o protecție foarte bună, după cum am spus, nu irită zona și o lasă din contră foarte plăcut parfumată. Și mai am unul de această dată de la Oriflame, Volar Moments, la fel și el are 50 de mililitri, miros foarte, foarte bine și protejează, le ador. Mai departe, la capitolul geluri de duș, nu veți vedea foarte multe pentru că am eu foarte multe deschise în baie și
le alternez foarte mult, de aceea fie veți vedea clipuri în care poate vă arăt doar unul, două, fie poate veți vedea în care vă arăt cinci, nu știu. Majoritatea sunt cam la același nivel, pentru că se vor termina, cred eu, oarecum deodată. La fel pățesc și cu pastele de dinți. Am deschise mai multe și, na, în fine, asta este. Am terminat acest gel de duș din gama Avon Senses. Dancing Skies este de fapt o cremă de duș, a fost o cremă de duș cu violetă, cosmică și ambră, ceva ambră, nu mai rețin. 250 de mililitri. A mirosit extraordinar de bine, fiind și o cremă de duș. Automat a hidratat pielea corpului fantastic. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că era așa ușor movulie, cu niște irizații, nu știu să vă spun, așa movulii foarte, parcă avea un fel de glitter, un fel de sclipici, foarte, foarte drăguță. Din păcate, în momentul de față am văzut că este semnalată ca fiind pentru ultimele dăți în catalog. Îmi pare nespus de rău, cred că a fost o ediție limitată. Din ce reușesc eu să-mi dau seama, îmi pare rău că nu se va găsi tot timpul în catalogul Avon, dar vi-o recomand cu tot dragul. Este fantastic această cremă de duș. Miroase extraordinar de bine, hidratează, curăță și lasă o aromă, aș îndrăzni să spun, undeva și la 3 ore pe piele. Tot de la Avon am terminat un spumant de baie, care din păcate nu se mai găsește în catalog, dar v-am spus, eu am și produse mult mai vechi sau în ambalaje mult mai vechi decât sunt în momentul de față, pentru că îmi fac stoc când îmi place un produs și da, asta este. Blackberries și vanilie, adică cu mure și vanilie. Doamne, cât de bine a mirosit acest spumant. 500 de mililitri a avut. Și este genial. Eu l-am folosit atât pe post de spumant de baie, cât și pe post de gel de duș. A mirosit fantastic, pudrat, cremos, foarte, foarte plăcut, vanilat, fructat, extraordinar. Din păcate, nu se mai găsește în catalog și tare, tare rău îmi pare. Am tot tras de el, dar am zis că e momentul să-l termin și asta este. Cine știe, poate în timp va reapărea în catalog. Mai departe, tot o cremă de duș, dar de această dată de la Oriflame, din gama Love Nature, Sweet Delights. A fost această cremă cu unt de cacao organică și mentă. A avut 250 de mililitri. Mi-a plăcut și nu prea, adică mi-a plăcut în ideea că a fost foarte hidratantă, fiind vorba despre o cremă de duș, nu un gel de duș, dar mirosul, sinceră să fiu, mi s-a părut destul de sintetic. Adică simțeai menta, dar simțeai și un ușor iz de cacao, așa foarte îndepărtat. Nu știu să mă exprim foarte bine în momentul de față. Poate că aș recumpăra-o, dar nu pot să spun neapărat că trebuie să fie nelipsită din casa mea. Am încercat-o, dar se poate și mai bine. Din punctul meu de vedere, atenție doar la aromă. În rest, a curățat pielea și a hidratat-o foarte bine. Altfel, nu am ce să-i reproșez. La capitolul geluri intime, am terminat două de la Avon. Și am aici unul într-un ambalaj mai vechi, Simply Delicate Gentle, cu Light Floral Fragrance, cu un parfum floral, a avut 300 de mililitri, a venit cu pompiță, a mirosit foarte feminin, foarte delicat, cum îi spune și denumirea, Simply Delicate, ușor pudrat, îmi place foarte mult că lasă zona intimă curată, nu provoacă usturimi, mâncărimi sau iritații. Sunt testate ginecologic, chiar vi le recomand cu tot dragul. Și am terminat unul din acestea în ambalaj și formula mai nouă, tot din gama Simply Delicate, varianta Gentle,
cu mușețel, la fel, 300 de mililitri, foarte bune, sunt foarte practice cu pompiță și chiar vi le recomand. Nu provoacă iritații, mâncărimi sau usturimi, dacă poate, nu știu, voi e frică de așa ceva. La capitolul corp, am terminat două spray-uri din acestea destul de consistente, aș zice, Sensity, varianta Sun Sparkle de la Oriflame. Un astfel de spray a avut 200 de mililitri și mi-au plăcut tare mult. Sunt așa cu pompi, cu atomizor. Foarte plăcute. Un miros ușor citric și poate mai vedeți acolo foarte puțin, pentru că nu se mai poate scoate, nu ajunge chestiuța asta până acolo și na, dă eroare, dar mi-au plăcut foarte mult. Am avut și cred că mai am pe stoc toată colecția, erau 3 arome. Aceasta a fost așa o aromă citrică, fresh, lămâioasă, aș îndrăzni să spun. Să știți că mirosul persistă până a doua zi, aș îndrăzni să spun, chiar spre seară. Deci, vi le recomand. Eu, din ce știu, nu se mai găsesc, din păcate, în catalogul Oriflame, dar mi-au plăcut și cu siguranță le-aș recumpăra cu mare drag dacă ar mai fi în catalog. La fel cum aș recumpăra și această gamă Encanto. Am aici un ulei pentru baie și corp, spun ei. Sinceră să fiu, eu nu l-am folosit pentru baie niciodată. L-am folosit doar pentru corp. Am varianta aceasta Fascinating, 100 de mililitri, cu hidratare de 48 de ore. Nu știu cât se va vedea la voi acolo, dar va trebui să mă credeți pe cuvânt. Doamne, cât de bine a mirosit acest ulei! Eu, sinceră să fiu, l-am folosit după duș, în loc să-mi aplic spray-ul de corp sau crema de corp. Poate simțeam că în unele zile, seri, pielea corpului meu este ușor uscată, așadar am venit cu aplicarea acestui ulei care imediat a hidratat-o, dar nu mai spun de parfum. Deci din toată colecția Encanto, varianta aceasta pe albastru a fost dintotdeauna preferata mea, Fascinating. Îmi pare enorm, enorm de rău că cei de la Avon au scos gama aceasta Encanto. Mi-ar plăcea nespus de mult. Știu că nu erau nici foarte scumpe, undeva până la 25 de lei, un astfel de ulei care are 100 de mililitri, dar credeți-mă, vă ține foarte, foarte mult. Avon, dacă cineva de la voi se uită la acest clip, vă rog din suflet, readuceți gama Encanto în catalog. Sunt sigură că, la fel ca și mine, mai sunt multe și mulți iubitori care ar recumpăra cu tot dragul diferitele variante ale gamei, pentru că au fost destul de multe la un moment dat. Tot așa, într-un ambalaj mai vechi de la Avon, se numea Solutions. Pe vremea aceea am terminat această cremă pentru zona bustului, zona decolteului. Ups. Da, îmi cer scuze. A avut 150 de mililitri și tare mi-a plăcut. Are și a avut și un miros foarte plăcut și pielea se simțea hidratată, îi dădea o oarecare elasticitate. Din păcate, aceste produse nu se mai găsesc în catalogul Avon. Nu știu de ce le-au scos, îmi pare nespus, nespus de rău. Tare mi-ar plăcea să le readucă. Un ultim produs pentru zona corpului, de această dată de la Oriflame, din gama The Body Editions, un gel anticelulitic care, Doamne, cât de mult mi-a plăcut și să știți că chiar și-a făcut treaba. A avut 150 de mililitri și este genial, fraților. Are un miros foarte fresh, plăcut. Este cu niacinamide și oferă fermitate și suplețe pielii. Fantastic, eu îl foloseam, îl alternam așa, o seară da, o seară ba, chiar s-a văzut efectul, vi-l recomand, la fel cum vă recomand toate produsele din gama The Body Editions.
Sunt puțin mai scumpicele. Poate un astfel de gel anticelulitic îl găsiți și la 45 de lei. Dar, credeți-mă, își face treaba de minune și merită toți bănuții. Deci, dacă sunteți în căutarea unui gel anticelulitic, cumpărați-l cu încredere. Bun, mergem mai departe la capitolul păr, unde am să vă arăt destul de multe produse. Sper să mă țină memoria telefonului. Voi începe cu acest șampon de la Garnier Ultra Duo cu ulei de ricin. Este un șampon reparator. Îl vedeți pe franceză, scrisul pe franceză, pentru că l-am primit de la socrul meu. El v-a spus că este șofer de tir și face curse Franța, Spania, toate țările acestea, de aceea poate vedeți anumite produse în alte limbi la mine, în special produse pentru păr, pentru că din acestea ne aduce mai mult atât mie cât și soacrei mele, bineînțeles. Asta așa ca o mică paranteză. A avut 400 de mililitri, mi-a plăcut foarte mult, a hidratat părul, s-a simțit foarte moale, foarte plăcut parfumat, lasă și o aromă foarte plăcută și simt eu că l-a făcut mai puternic. V-am spus că eu am un fir de păr subțire, pisicos, cu tendință de rupere și de spicare, deci este foarte, foarte bun, vi-l recomand. Am pe stoc câteva bucăți pentru că m-a asigurat cu el. Îl am atât în gramajul de 200 de mililitri, dar și în gramajul acesta mare de 400 de mililitri. Chiar este un produs fantastic. Apoi am terminat aici un șampon de la Schauma, Schwarzkopf, Fresh It Up. Pe acesta îl vedeți că este pe germană, pentru că l-am de la unchiul meu din Germania. L-am primit, a avut 400 de mililitri și tare mult mi-a plăcut, foarte mult. A avut o aromă super plăcută și îți curăța părul atât de bine, efectiv îl simțeai pufos și totodată scârțâia, avea efectul acela de scârțâit, în sensul de cât de curat era. Foarte bun, foarte plăcut. Nu cred că mai trebuie să vă spun că mi-a plăcut la nebunie și ambalajul. Da, foarte bune aceste produse. Am terminat un balsam de la Avon, din gama Advanced Techniques. Un balsam care, la fel, mi-aș dori să revină toată gama aceasta în portofoliul Avon. Long and Beautiful se numea gama. Este într-un ambalaj vechi și este o gamă mai veche. Era destinat părului lung, atât șamponul cât și balsamul, hidrata și lungimile și să știți că l-am folosit mulți ani, mai ales în perioada când am fost blondă. Mi-a plăcut enorm de mult. Părul se simțea mai puternic și să știți că după folosirea șamponului din aceeași gamă, părul creștea mult mai repede. Oarecum accentua creșterea părului, de aceea eu mi-l tot recumpăram și îmi place foarte mult. Mai am peste o câteva balsamuri doar, din păcate. Șampoanele le-am terminat acum ceva timp. Dar câteva balsamuri mai am, îmi place, hidratează foarte bine, are și un parfum foarte plăcut, ca și parfumul, șampoanele și produsele acelea de salon, foarte profi. Avon, readuceți gamele acestea mult cerute de vechii voștri clienți. A avut 200 de mililitri și îl iubesc și acum după atâți ani. Îmi pare rău că la un moment dat se va termina stocul pe care l-am făcut. Mai departe, de la Parusan, de această dată am terminat acest tonic energizant pentru femei, spun ei. A avut 200 de mililitri și tare, tare mult mi-a plăcut. Așa se aplica. După fiecare baie, în care îmi spălam și părul, bineînțeles, aplicam la rădăcina firului de păr, la scalp.
acest tonic, pentru că vedeți și voi ce mod de dozare are, foarte practic, și masam ușor scalpul. Să știți că firele noi de păr au început să-și facă apariția, îi oferea și un fel de volum, dar cel mai mult pe mine mă interesa faptul că stimula creșterea de fire noi de păr. În cazul în care ați avut cândva un păr bogat și în decursul de mai mulți ani vi s-a rărit, să știți că asta nu înseamnă că nu veți mai avea acel păr bogat. Doar că bulbul, pentru că așa se numește, bulbul din care iese firul de păr, este adormit oarecum. Voi trebuie să-l energizați, să-l treziți la viață cu astfel de produse. Credeți-mă, funcționează. Eu sunt foarte încântată. Vă las și aici, în cazul în care vreți să puneți pauză, să vedeți ce ingrediente are. Este super bun, numai ingrediente bune și, da, eu l-am și recumpărat, dacă mă urmăriți. Ați văzut că l-am și recumpărat și urmează să-l pun cât de curând în funcțiune. Asta pentru că în momentul de față am alte produse pe uzură, să zic așa, destul de curând. Am descoperit și minunile acestea de uleiuri de la Difel, cum vreți voi să le numiți. Am reușit până în momentul de față să le termin pe acestea două și sunt geniale, divine, efectiv nu am cuvinte de laudă la adresa lor. Sunt extraordinar de bune, foarte ieftine, se găsesc, am înțeles, și în farmaciile Catena. Eu le achiziționez de pe Spring Pharma, dar se găsesc și în farmaciile Catena. Încercați un astfel de ulei când este la preț întreg, costă 23 de lei. Când este ofertat, nu știu, eu l-am găsit pe Spring Pharma 2 plus al treilea gratuit sau acum de Black Friday sub 15 lei bucata. Depinde ce ofertă găsiți sau ce ofertă vânați. Și am terminat aici acesta cu biotin sau biotină, Premium Hair Oil. Este un ulei, apropo, are 75 de mililitri. Se deschide așa și se aplică la rădăcina firului de păr. Înainte de a face baie, eu le-am aplicat, de exemplu, dacă asta știu că urmează să-mi spăl părul, îl aplic cu 3-4 ore înainte de a face baie, pentru a avea timp să pătrundă în scalp și să hidrateze bulbul, rădăcina, tot ce trebuie acolo, să-i ofere vitaminele și nutrienții necesari pentru susținerea creșterii firelor noi de păr și pentru creșterea sănătoasă a firelor de păr. De exemplu, acesta, o mică descriere, îmbogățit cu biotină fortifiantă, stimulează creșterea sănătoasă a părului, conferindu-i acestuia rezistență și strălucire. Ajută astfel la îndesirea firelor pentru un păr mai bogat. Și vă las și lista cu ingrediente, să puneți pauză, să vedeți. Un astfel de recipient îmi ajunge de 5, maxim 6 ori. Deci la 5, maxim 6 spălări. Și știu treaba aceasta pentru că îmi notez. Am un carnețel cu cronogramă capilară unde îmi notez exact data și ce produs am folosit, tocmai pentru a ști exact ce a făcut benefic părului meu. Și am și varianta aceasta cu rozmarin și mentă, pe care am văzut-o cea mai viralizată, cea mai căutată. Toate au gramaj de 75 de mililitri și să vedem o mică descriere și aici. Repară părul uscat și deteriorat, contribuind la creșterea și fortificarea acestuia, conferindu-i totodată hidratare și strălucire. Conceput pentru toate tipurile de păr, nu decolorează părul vopsit. Mod de utilizare, uleiul de păr trebuie folosit de 2 ori pe săptămână și lăsat să acționeze pe durata nopții sau cu 1-2 ore înainte de a vă spăla părul.
Aplicați uleiul, apoi masați scalpul timp de 3-4 minute. Pentru rezultate optime se recomandă utilizarea uleiului pe parcursul a 3-4 luni. Eu cu siguranță le voi folosi toată viața pentru că le-am descoperit recent și sunt fantastice, le iubesc. Firele noi de păr, bineînțeles că și-au făcut apariția, ba chiar uitasem cât de des am putut să am părul la un moment dat, pentru că în ultimii ani mi s-a tot rărit, eu nu mi-am dat seama de treaba aceasta, doar uitându-mă peste niște poze mai vechi, mi-am dat seama că aveam de două ori pe atâta păr pe cât am în momentul de față. Dar să știți, sunt foarte bune, vi le recomand. După cum am spus, pe mine un astfel de recipient mă ține la 5, maxim 6 spălări. Îl aplic pe scalp înainte, cât de mult pot eu, cu 3-4 ore, înainte de a-mi spăla părul, îl masez foarte bine la zona scalpului și îl înfășor într-un turban, într-un prosop de păr și îl las așa. Nu ți oferă mâncărimi sau iritații sau orice alte chestii negative. Sunt și niște mirosuri plăcute, nu au niciun miros deranjant. Le recomand cu tot dragul dacă vreți să vă îndesiți părul sau dacă părul vostru este destul de des și nu vreți să vi se îndesească, dar vreți să crească sănătos, să nu se mai rupă pe lungimi. Încercați variantele de uleiuri difil, sunt foarte ieftine și foarte, foarte bune. La fel cum este și această loțiune cu petroleum de la Gerovital, tratament expert. Am terminat-o și pe ea. A avut 100 de mililitri. Trebuie să recunosc că are un miros spre deosebire de acele uleiuri ușor neplăcut, aș zice, dar nu insuportabil. Aceasta m-a ținut mai multe utilizări, undeva la 10-12 utilizări. Eu am o pipetă din aceea lungă și el nu vine cu pipetă, vine așa, dar introduceam acea pipetă în acest ambalaj și îmi luam cât aveam nevoie și îl aplicam pe rădăcina părului. La fel, lasă părul foarte hidratat. Este îmbogățit cu ulei de ricin și vitamina A și E. Foarte, foarte bun. Părul se simte altfel imediat după prima aplicare. La fel procedam, îl lăsam pe păr 3-4 ore înainte de a-l spăla. După prima aplicare se simte diferența părului la rădăcină. Eu voi fi sinceră, toate aceste produse se pot aplica și pe lungimea firului de păr. Eu, în ideea de a face economie de ele, ca să zic așa, le aplic doar la rădăcină, iar pe lungime mi-aplic măști pentru faza aceea de preșamponare. Dar voi, dacă doriți, le puteți folosi și pe lungimea firului de păr, doar că astfel se va termina mult mai repede un astfel de recipient. Se pot folosi și pe lungime, dar este foarte important să fie folosite neapărat la rădăcină. Foarte bună această loțiune, ați văzut că am recumpărat-o, la fel va fi nelipsită din casa mea. Eu le alternez în sensul de, acum deschid acest ulei, îl folosesc de 5-6 ori când îl termin, folosesc de exemplu acesta. La fel, când îl termin, folosesc acesta. Deci nu le amestec, nu le deschid pe toate trei odată și le amestec și nu mai știu care e treaba cu ele. Pentru că nu vreau să-mi dau pielea scalpului peste cap, folosesc până când termin un astfel de recipient din fiecare, iar mai apoi trec mai departe la un alt produs. Și credeți-mă, la început am fost și eu sceptică, am zis că e doar reclama aceasta de comerț, să te facă să le achiziționezi, dar nu. Chiar își fac efectul, sunt geniale, fantastice și mă bucur enorm de mult că le-am descoperit. Bun, asta așa în faza mai pe final a acestor luni, pentru că anterior eu foloseam acest ulei de ricin,
pe care l-am luat de la farmacie, Vitalia Pharma, 40 de grame, a costat până în 8 lei, cam așa. Un astfel de recipient de 40 de grame mie îmi ajungea la două folosiri. Puneam jumătate pe scalp la o tură de spălat și cealaltă jumătate la fel la o viitoare tură de spălat. Foarte bun, vi-l recomand, tot așa l-am folosit. Asta v-am spus înainte de descoperirea acelor uleiuri și tratamentul acela de la Gerovital. Se știe că uleiul de ricin este foarte bun pentru firul de păr, pentru gene, sprâncene, chiar și pentru ten. Deci foarte bun și pentru că socrul meu știa cât sunt de axată pe treaba asta cu îngrijirea părului, mi-a adus câteva astfel de uleiuri de ricin, Arganur, natural organic, aceite ricino bio. Acesta este din Spania, l-am terminat și pe el. Venea și cu o pensulică din aceasta, dar nu știu unde am pus-o, ce am făcut cu ea. Spunea că este cadou. Așa arată sticla propriu-zisă a uleiului de ricin. A avut 100 de mililitri, foarte bun. Și acesta m-a ținut la vreo 10-12 utilizări. Puneam destul de puțin și tot așa masam scalpul, îl lăsam câteva ore să acționeze și părul se simțea mai puternic. Am câteva recipiente din acestea nedeschise, deci îl veți mai revedea în clipurile cu produse terminate. Bun. Și ultimele două produse la categoria păr este acest ulei de la Avon din gama Advanced Techniques. Este un ulei pentru repararea, reconstrucția firului de păr. A avut 30 de mililitri și așa a arătat. A mirosit foarte bine, simt că a sigilat oarecum vârfurile părului și totodată, nu pot să spun acum că i-a oferit reconstrucție, dar mi-a plăcut cum se simțea părul după aplicarea lui. Mai am câteva pe stoc și cu siguranță îl voi recumpăra. Și unul pe care l-am terminat și îmi pare foarte, foarte rău că nu se mai găsește în catalog, este de la Oriflame din colecția HairX Advanced Care Ultimate Repair. Un ulei tot așa pentru părul deteriorat. Eu foloseam această gamă Ultimate Repair tot așa în perioada când eram blondă. A avut ambalajele galbene, dar cred că ați văzut voi un balsam, dacă nu mă înșel, chiar în unboxing-ul trecut, în care vă spuneam că a fost ultimul recipient al acelui balsam pe care l-am mai avut pe stoc și tare, tare rău îmi pare că nu se mai găsește. A avut 30 de mililitri, un miros genial, dar mirosul ca mirosul mi-a plăcut enorm de mult ceea ce făcea firului de păr. Îl hidrata, îl simțeai puternic, firele nu se mai despicau, excepțional acest produs. Știu că acum au gama Duology și aceea este o gamă foarte bună, chiar în momentul de față folosesc acel ser pentru sigilarea vârfurilor, care este de asemenea foarte bun, dar acesta va rămâne mereu unul din preferatele mele de la Oriflame și tare mi-ar plăcea din nou să le readucă în stoc. Bun. Trecem mai departe la categoria ten. Am aici de la Victoria Beauty, acestea sunt de la Ladies, aceste benzi faciale pentru părul facial, pe care le folosește mama și bunica, însă am zis să vi le arăt. Sunt 20 de bucăți și au și două pachetele din acelea cu șervețel pentru calmarea zonei. Cutia este goală, după cum puteți vedea. Ele le folosesc de ani de zile. Sunt foarte bune și se împacă bine cu ele. Mereu le recumpărăm. Eu, pentru că am piercing în buza de sus, nu pot să folosesc acele benzi. Mi-ar fi mult mai greu să tot deschid, să scot piercingul și să-l pun înapoi.
având în vedere că fac asta o dată pe săptămână. Folosesc tot pentru zona facială, folosesc această cremă de la Avon Works. Este o cremă pentru părul facial. Așa arată. Are 15 mililitri. O folosesc de câțiva ani de zile și este foarte, foarte bună. Eu mă înțeleg de minune cu ea. Vi-o recomand cu tot dragul. Mai departe, am aici să vă arăt doar un recipient din acesta micuț pe care îl folosesc de la A New Lifting Shot. Îl folosesc seara înainte de culcare, îmi oferă hidratare, umplerea tenului foarte bun. Mai multe vă voi spune în momentul în care voi termina acele fiole. Sunt 7 la număr și pot să zic până acum că îmi plac foarte mult. Aceasta ar fi a treia fiolă pe care am folosit-o. Pentru că am început doar de 3 zile tratamentul, să zic așa. Și mai am două măscuțe pentru ten. Ambele sunt de la Oriflame. Una din gama Essentials este o față, o mască de față cu vitamina E și ulei de canola, care se lasă pe ten. Nu se spală, nu se dă jos. Are 10 ml. Un astfel de pliculeț eu l-am folosit pe parcursul a două seri, pentru că, personal, pentru fața mea este prea mult 10 ml să aplic odată, dar așa la două aplicări este genial, foarte bună, hidratează, lasă tenul foarte curat, foarte plin, foarte plumping, aș putea să zic, îmi place personal foarte, foarte mult, am câteva pe stoc și le veți revedea. Și tot de la Oriflame am această mască din gama Love Nature pentru tenul uscat cu grâu. Foarte, foarte plăcut miroase. Hidratează și ea tenul. Dacă ai un ten uscat, mai ales acum în perioada aceasta rece, îți recomand această măscuță și ea are 10 ml. Pe ea am folosit-o o singură dată pentru că am pus mai mult produs. Chiar a hidratat foarte bine tenul și nu s-a mai simțit atât de plin, atât de uscat, atât de descuamat, aș putea să zic. Chiar se simte foarte, foarte plăcut și la fel o recomand cu tot dragul. Mai departe, la categoria curățarea tenului, am terminat această apă micelară de la Avon Nutra Effects. Este o apă micelară pentru tenul senzitiv. Are și un gramaj consistent, 400 de mililitri, nu are miros, curăță foarte bine și lasă tenul ușor plăcut. Vi-o recomand cu tot dragul. Apoi de la Oriflame am terminat acest toner pentru față din gama Love Nature. Este un toner hidratant cu aloe vera. Pentru tenul mixt a avut 150 de mililitri, a avut o aromă foarte plăcută și mi-a plăcut cum a curățat tenul, l-a lăsat curat, oarecum împrospătat, din păcate nu mai este în catalog, dacă ar mai fi fost, cu siguranță aș fi recumpărat, este un toner foarte, foarte bun. Apoi un produs care este excepțional din punctul meu de vedere, acest gel pentru curățarea tenului de la Novage. Este genial, este puțin mai scumpicel, dar curăță tenul impecabil. Are 150 de mililitri. Eu aplic două pompițe la utilizare și este fantastic. Este cel mai bun produs pentru curățarea tenului pe care eu l-am folosit vreodată. De aceea este nelipsit din casa mea. Îl folosește destul de recent și mama, pentru că ați văzut că îi achiziționez de câteva clipuri, îi achiziționez setul acela de la Novage, adecvat vârstei ei, și conține, setul respectiv conține un astfel de gel de curățare. Mama este mai mult decât îndrăgostită de el, spune că niciodată nu și-a simțit tenul atât de curat, înviorat, împrospătat după curățarea cu orice alt produs. Da, deci este mai scumpicel, dar este foarte, foarte bun.
Mai departe, mergem la igiena orală. Mă grăbesc puțin pentru că vorbesc de o oră și ceva și n-aș vrea să se închidă clipul. Am terminat 3 paste de dinți de la Parodontax. Sunt cele pentru... Două am pentru varianta aceea whitening, adică pentru albirea dinților, dar sunt cu protecție pentru sângerarea gingivală. Și una este complet protection cu 8 beneficii. Pentru gingii și dinți mai puternici, aceasta a avut 75 de mililitri și acestea tot 75 de mililitri. Sunt foarte bune, pe acestea le folosesc doar eu, pentru că eu mă confrunt cu sângerările gingivale. S-au terminat toate așa, am avut mai multe deschise, deoarece una mereu o am acasă, dar dacă merg în călătorii sau merg la țară, merg în alte părți,